Frumoasă pune cel continuare pe bara a doua centrare, nimeni acolo se deplasase către colțul scurt Mihai Dina. Până la urmă aceasta este mutarea, mișcarea naturală a unui vârf central și gol! Acel atac al Concordiei și iată finalizează Vasile Maftei. Marile ocazii până acum pentru Viitorul, dar golul pică în poarta lui Buzbuchi. Era greu pentru Maftei să rateze din acea poziție, dar a știut să apară excelent la această centrare. A treia reușită stagională pentru unul dintre cei mai buni jucători ai Concordiei, fără discuție. Centrarea îi aparține lui Boldrin. Mitriță s-a apărat pasiv, aș zice. Iată-l pe Mitriță, nu-l atacă, stă lângă Boldrin. Ianul bagă aici, minge la bătaie pentru Purece Mamele, bagă această minge în centru însă. Boldrin, Ciobanu. Să vedem cum va continua centrarea lui Ciobanu pe bara a doua, înaltă, Mitrea, ușut și este gol! Boldrin, 2-0 Concordia, marchează brazilianul din nou și înscrie cu piciorul drept. N-aș vrea să greșesc, dar cred că este primul gol cu dreptul în Liga 1 pentru Boldrin. A șasea reușită a brazilianului. O fază ciudată cu acea minge respinsă de Mitrea. Ce perioadă traversează Rick Boldrin, dezamăgit cu siguranță. Gică Hagi, mai întâi centrarea lui Ciobanu, destul de tare, încearcă să respingă Mitrea, dar practic îi pune mingea pe tavă adversarului său, care finalizează pentru 2-0. A fost un duel între Mitre